Social-democrat. Cred că am discutat lucrul acesta la revenirea mea din Statele Unite, dacă vă aduceți aminte, într-o emisiune aici la dumneavoastră. Eu am spus atunci cât se poate de clar că o astfel de asociere, mie ce țin, nu mi-a făcut bine. Mi s-a mai întâmplat să mi se pună vorbe în gură, să mi se atribuie lucruri pe care eu nu le fac sau nu le-am făcut. Am vorbit atunci despre celebra scrisoare și am spus că sunt foarte curios să vină cineva și să spună ai văzut această scrisoare, ai știut despre această scrisoare, ai contribuit la această scrisoare. Aș fi foarte curios, repet, să văd o astfel de alegație în public. Pentru că eu știu foarte clar că lucrul acesta nu s-a întâmplat niciodată. Așa cum ați spus, eu sunt un om de echipă. Așa cum ați spus, eu am ajuns ministru de două ori, prima dată ministru al economiei și după aceea ministrul apărării naționale, pentru că aceasta a fost alegerea președintelui Liviu Dragnea. Fără doar și poate, nu încape niciun fel de dubiu. Și al colegilor care v-au votat în CEX. Și al din CEX care m-au votat. Au validat această inițiativa poziție. Inițiativa a fost a președintelui Dragnea. Eu am fost desemnat și propus și ulterior votat în Consiliul Național al Partidului Social Democrat ca președinte al Partidului Social Democrat, tot pentru că asta a dorit să se întâmple președintele Partidului Liviu Dragnea. Și am intrat, dacă vreți, prin această nominalizare și prin această alegere în rândul conducerii Partidului Social Democrat, un loc extrem de onorant, să ne gândim numai cine au fost președinții Consiliului Național care au pornit acest proiect. Deținut această poziție în trecut, sigur. Nu în ultimul rând, în momentul în care s-a discutat cum să arate vicepreședinții regionali și care să fie propuneri, în momentul în care s-a mers în congres și vicepreședinții au fost votați, a fost tot o inițiativă a președintelui Liviu Dragnea, care împreună cu ceilalți colegi din regiunea Vest, acolo unde sunt eu, am stabilit nominalizări în speță pentru doamna ministru Totero și pentru mine ca vicepreședinți regionali. Adică să înțelegem un lucru, eu sunt foarte conștient de faptul că poziția pe care o am acum o datorez acestui partid și niciodată n-aș putea să mă dezic de lucrul acesta. Eu cred că în perioada care urmează și cred că săptămâna viitoare, în cadrul CEX-ului, indiferent cât ar fi el de tensionat sau indiferent câte dispute ar apărea în cadrul CEX-ului, e bine că lucrul acesta se întâmplă în interiorul CEX-ului, adică în interiorul partidului. Întotdeauna cred că lucrul care s-a reproșat asta a fost acela în care ieșim în afara partidului și începem să ne dăm cu părerea și începem să discutăm lucruri. Nimeni niciodată, de când sunt eu în acest partid, n-a spus în interiorul forurilor noastre de conducere, nu vorbiți, nu aveți opinii diferite. Totul s-a discutat acolo, în interiorul partidului și sunt mărturii în sensul acesta, nu încape niciun fel de discuție. Problema mare a fost atunci când am derapat ușor în spațiul public înainte de a ne consulta cu colegii. Suntem un partid important, suntem cel mai important partid din România, un partid care a câștigat alegerile într-o manieră covârșitoare în urmă cu 2 ani și cred că lucrul acesta arată și că s-a câștigat pe o organizare extraordinar de bună. Sunteți unul dintre miniștrii care face o figură bună, un ministru apreciat în această echipă guvernamentală, dar această echipă are nevoie de înnoire, această echipă poate să facă mai bine. Sunt domenii care, din păcate, nu funcționează la fel de bine cum funcționează Ministerul Apărării sau Ministerul Agriculturii. Apropo, cred că singurul articol din presa occidentală elogios la adresa unui demers al acestui cabinet a fost ieri în ziarul Le Monde, care recunoștea cu inima strânsă că România a depășit Franța la producția de porumb și că este pe primul loc în Europa. Eu sunt cel mai fericit, domnule Radu Tudor, și îi mulțumesc în fiecare zi domnului ministru Daia pentru ceea ce face pentru țara aceasta, pentru că dacă agricultura merge, știm cu toții, crește PIB-ul. Deci este, și dacă PIB-ul crește 2% pentru armată, este mai bun. Cu atât mai consistent. Așa că în fiecare îi spun, Petre, faci un lucru minunat pentru țară. E adevărat, a fost criticat, a fost atacat pentru epidemia asta de pestă porcină. Mă rog, cine știe cât de cât și are cunoștințe elementare, își dă seama că cu pesta porcină nu poți nu să lupți. Joci, da, e ca și... Eu vreau să spun că domnul ministru Daia, și pentru că vorbim de domnia sa,
Cred că ar trebui să fie elogiat pentru modul în care a luptat la propriu. Nu-i prea place să fie elogiat, am făcut câteva emisiuni cu domnia sa, nu-i place să... Asta este realitatea. Îi place să meargă dimineața până seara, dar faptul că a dat subvențiile la timp, că s-a preocupat să atragă, are 100% atragere de fonduri europene în 2 ani de mandat, asta se vede în producția asta. Faptul că nu avem în toată România... Când francezii, cei mai orgolioși și cei mai, cum să spun, mari campioni la producția agricolă, recunosc că România i-a întrecut, pentru mine un titlu de mândrie. Dacă Petre Daia nu se implica așa cum s-a implicat, aveam peste porcine în toată România la ora asta. Și vă spun cu toată răspunderea, pentru că noi suntem alături ca armată, ne-am implicat cu rolul nostru de sprijin pe care îl avem în situații de urgență.